Mă numesc Romanescu Grigorina și eu sunt Trestă Burlac Dominica. Suntem elevi a clasei 7A și învățăm în Liceul Teoretic Nicolae Iorga. Astăzi am realizat un proiect pentru Eminesciana la tema Eminescu Dragoste de Țară. Dragoste de țară este ceva foarte important în viața fiecărui om. De ea depinde dezvoltarea noastră ca persoană. Ea deține foarte multe amintiri frumoase, momente plăcute din viață și cele mai memorabile locuri. Eminescu și-a exprimat această dragoste prin multe creații frumoase. Lucrările lui au ajuns la sufletul multor oameni. Cunoscutul Nicolae Iorga a spus despre această temă următoarele cuvinte. Un popor care nu-și cunoaște tradiția este ca și un copil care nu-și cunoaște părinții. Mihai Eminescu a adăugat că patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci mai ales iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară. Și inima foarte caldă și minte foarte rece se cer de la un patriot. Îndrăgitul poet Mihai Eminescu s-a născut pe 15 ianuarie 1850 în Botoșani, Moldova și a decedat pe 15 iunie 1889 în București, România. A fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă ca cea mai importantă voce poetică din literatura română. El a scris un imperiu de poezii în care exprimă multe sentimente din adâncul sufletului lui, printre care și dragoste de țară. Sentimentul acesta și l-a exprimat în următoarele poezii: La Bucovina, Din străinătate și Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. În poezia Din străinătate, Mihai Eminescu își expune gândurile despre ce crede că se află în sufletele oamenilor care nu își duc viața pe propriile meleaguri. El spune despre suferința și dorul pe care îl poartă în suflet cei care și-au părăsit țara. Iar acum aș vrea să vă prezint poezia Eminescu. Este o creație proprie. Ceea ce a scris Eminescu nu e simplă poezie. Nu în zadar ala pe murmuri te neacă nostalgie. Și românii nu degeaba versul lui cu drag îl cântă, iar pădurile și marea până astăzi se frământă. Tot copilul mic și mare de-ale lui poeme știe. Îl știu toți pe Eminescu, pe poeta României. Eminescu infinitul ce unește strânsul neam și ne promovează gândul să cinstim a țării hram. Înnumire e puterea care ne-a lipsit un timp. Ea fortifică și vrerea că vom fi al țării stâlp. O lumină izvorăște din adâncul infinit. Eminescu ne unește prin al țării legământ. Mulțumim!